Număr record de înscrieri pentru admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Conform comunicatului transmis de UMF Carol Davila, s-au înscris 3844 de candidați pentru 1625 de locuri scoase la concurs. Dintre locurile scoase la concurs, 1245 sunt la buget, iar 380 cu taxă. Numărul candidaților înscriși este mai mare cu 347 față de anul trecut și cu 417 în comparație cu 2021. Concursul de admitere programat pe 23 iulie la studi studiile universitare de licență în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie, precum și la Facultatea de Moașe și Asistență Medicală, se va desfășura în mai multe locuri din București, respectiv la Romexpo, la Facultatea de Farmacie și la Palatul Facultății de Medicină. Taxele de studii de licență aferente anului universitar 2023-2024, stabilite de Senatul Lumefe Carol Davila, sunt similare celor de anul trecut, însemnând 15.000 de lei pe an de studiu pentru medicină și stomatologie, 10.000 de lei pe an de studiu pentru farmacie și 8.000 de lei pe an de studiu pentru moașe și asistență medicală. Taxa anuală de studiu va fi plătită în trei tranșe. Prima tranșă va fi de 50% din taxa anuală, a doua de 25% din taxa anuală și a treia tot 25% din taxa anuală. Se mai arată în comunicat, taxa de înscriere la examenul de admitere la studiile de licență a fost de 400 de lei.